Sunt de vorbă cu doamna Teodora Ambon, arbitru de fotbal. Doamna Teodora, de unde pasiunea asta pentru fotbal? Cum ați ajuns arbitru? Și unul dintre cei mai buni cotați arbitri de fotbal. Pasiunea pentru fotbal a început din copilărie. Am crescut printre băieți. Da, era singura joacă pe care o aveam noi în timpurile acelea, să ne jucăm cu mingea în spatele blocului. Da. Unde s-a întâmplat asta? Asta se întâmpla la Alba Iulia. Sunteți din Alba Iulia? În Alba Iulia, da, acolo am copilărit și acolo am prins gustul fotbalului. Apoi, în timp, înființându-se echipa la Alba Iulia, a luat loc o ședință și oamenii au hotărât că ar fi bine să facă o echipă de fotbal feminin, s-a numit Adeleana Alba Iulia. Eu, practicând atletismul în primei ani ai mei am practicat. Deci prima disciplină sportivă a fost atletismul. Da, atletismul, după care am dat de această echipă la Alba Iulia și am decis să merg la fotbal într-un cadru organizat. Mă jucam eu cu băieții, era ceva, dar într-un cadru organizat prima echipă a fost la Alba Iulia. Prin competiție, angrenându-ne în această competiție, atunci erau foarte multe echipe, era Liga 1, Liga 2, Divizia A și Divizia B, cum ar veni. Și când într-un cadru organizat, automat gustul și plăcerea de fotbal a crescut de la zi la zi, competiția ne atrăgea, iar faptul că aveam o echipă bună și că în acel timp se puneau bazele pe fotbal feminin, erau foarte multe echipe, așa cum am zis, m-a atras și m-a făcut să-l alerg ca și sport de performanță, am renunțat la atletism și am continuat cu fotbal într-un cadru. Care a fost prima echipă la care ați jucat într-un cadru organizat? Aceasta a fost Adeleana Alba Iulia, echipă care a luat, s-a înființat imediat după 90 și am participat, ne-am înscris în Liga 2, era atunci de fotbal feminin și împreună cu această echipă am și promovat în Liga 1 după 2 ani de existență. În primul an am terminat pe locul 4 în Liga 1 și după care, din păcate, au început acele probleme financiare și echipa aceasta s-a desființat. Eu, alegând să joc la echipa care apoi a devenit campioană, Motorul Oradea. Deci de la Alba Iulia ați ajuns până în Oradea? Am ajuns la Motorul Oradea, am stat acolo 3 ani în care am câștigat cu această echipă titlul de campioană națională și renunțând pentru o scurtă perioadă, am renunțat la fotbal, am avut o altă activitate. Am fost plecată din țară pentru 2 ani. În 97, când m-am întors, am decis să îmi reiau. 99, da, din 97 până 99 am fost plecată. În 99 am decis să îmi reiau activitatea de fotbalist și datorită faptului că îl cunoscusem pe actorul meu soț și la insistențele lui am continuat să joc, iar apoi împreună am înființat echipa campioană CFF Clujana. Așa. Când ați debutat în arbitraj? În arbitraj am terminat școala de arbitraj în 2000. Am făcut în paralel și fotbal și arbitraj. Am, avându-l pe soțul meu și arbitru, el mi-a insuflat această plăcere și această pasiune de arbitraj. Și în anul 2000 am terminat școala, în 2002 am promovat în urma unui examen susținut, am promovat la Divizia C și automat în acel an, la sfârșitul anului, deci începând din anul 2003 am fost pe lista FIFA. Înțeles că această plăcere și această pasiune a venit treptat. Preferam să joc mult mai mult fotbal decât să arbitrez, dar la un moment dat am fost nevoită să aleg între arbitraj și fotbal și atunci am decis că viitorul meu probabil îl voi avea în arbitraj. Cum privesc colegii dumneavoastră bărbați activitatea femeilor ca și arbitru? Acum o privesc cu ochii buni. A fost mai greu la început, când nu prea ne acceptau nici ca arbitre, nici ca fotbaliste. Nu prea acceptau, era un domeniu strict bărbaților, mai ales imediat după Revoluție. Acum, în schimb, s-au obișnuit cu noi, s-au obișnuit cu performanțele noastre, atât ca fotbaliste, fetele sunt acceptate mult mai ușor acum. Dar noi, ca arbitre,
În special cele care suntem pe lista FIFA am dovedit că ne merităm cu prisosință locul printre ei, că putem duce ritmul și pasul alături de ei și i-am forțat, să zicem așa, să ne accepte printre ei. Am înțeles că recent ați fost acceptată și printre primele 15 arbitre din Europa. Da. Ca și o cunoaștere a activității depuse până în... Da, chiar. Vorbiți-ne puțin. Da, astăzi dimineață, în timp ce mă îndreptam spre Iubnașugatare, am fost informată de președintele Comisiei Centrale de Arbitri, domnul Avram, că am fost acceptată în Elite Class, în elita arbitrajului feminin, alături de celelalte două colegi ale mele care se aflau acolo. Cum le cheamă pe colegiile astea? Babadac Cristina și Dociorman Cristina. Ele sunt în această categorie, iar eu am fost promovată anul acesta și cred eu că, fără față modestie, am avut un an foarte bun din punct de vedere al arbitrajului și este o încununare a muncii mele atât din anul acesta cât și a muncii depuse în cei 10 ani în această activitate. Ce perspective vă deschide această nouă etapă? Se deschid noi orizonturi, se deschid ușile marilor competiții. Fiind în această categorie, automat pot participa la campionate europene, la de senioare vorbim, la campionate mondiale, chiar olimpiada. Deci din această categorie se vor alege arbitrele care pot să facă față acestor competiții. Bineînțeles că este o concurență mare și între noi. Nu putem toate să ajungem la aceste competiții sau cel puțin nu în viitorul apropiat. Eu zic că de acum încolo va începe greul. Ce calități trebuie să aibă o femeie arbitru? Ținând cont că e în groapa cu lei acolo și bărbații știți cum îți mai înjură, mai... Neapărat, nu trebuie o femeie arbitru să aibă neapărat calități. Eu cred că și un bărbat arbitru trebuie să aibă calități. Nu oricine poate să practice această meserie și să reziste presiunii și stresului și acestor comportamente mai puțin sportive din partea unora sau altora. Cred că, în primul rând, trebuie să ai tărie de caracter și să fii foarte ambițios. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, dintre arbitri, am trecut prin momente în care am fost decis să renunțăm. Am cedat sau am fost mai slabi în anumite momente, după anumite meciuri, după anumite critici. Însă, cred că dacă vrem să ajungem acolo unde ne propunem fiecare, trebuie să trecem peste aceste greutăți. Și poate că e foarte important, pe lângă calitățile care le avem, cred că e important să fim și sprijiniți și familia are un rol important în această... Câte colegi aveți dumneavoastră în România? Pe lista FIFA suntem 4 arbitre și 4 asistente. La nivelul diviziei Liga 2 și a 3 ar mai fi, nu știu să vă spun exact numărul tuturor, dar în orice caz acest număr crește de la zi la zi. Sunt foarte multe fete care îmbrățișează deja această meserie și cred că pot să facă o carieră din asta. Cum privesc participanții la joc situația în care sunt arbitrați o femeie, jucătorii? Să știți că... Ce-ți abat undeva la season? Da, da. Ne puteți detalia un pic? Bine, în principiu ne privesc cu respect. Ne-am impus și ne acceptă. Mai sunt și unele cazuri mai speciale în care... Uite că la centru e o femeie arbitru și mai sar calul, dar lăsați-mă să cred că și acel incident a fost unul izolat și că nu se va mai întâmpla, pentru că eu am arbitrat aproape 100 de meciuri la nivelul Ligii a doua, iar acel incident la care face și dumneavoastră referire cu atălul selecționer Mircea... Te scrieți la două cuvinte. Răzvan Cescu, nu prea face plăcere să vorbesc despre acest incident și a fost atât de mult mediatizat încât cred că toată lumea